Festivitățile au debutat la orele 10 prin intonarea imnului de stat al României și oficierea unei slujbe religioase săvârșite de un sobor de preoți și diaconi. La ceremonialul militar religios desfășurat în cinstea Zilei Armatei au participat alături de militarii râmniceni, preoți, reprezentanței administrației publice locale și centrale, reprezentanței principalelor instituții publice și veterani de război. În fiecare an, la 25 octombrie, sărbătorim Ziua Armatei României. Acest eveniment reprezintă un simbol cu valoare de referință în conștiința poporului nostru, deoarece glorifică sacrificiile imense ale ostașilor români pentru eliberarea în 1944 a ultimei brazde de pământ românesc, dar și faptele de vitejie ale tuturor eroilor neamului care au contribuit de-a lungul timpului la obținerea izbânzilor istorice ale României. Nu există în istoria modernă a poporului nostru evenimente de referință care să nu fi fost influențate hotărător de către Armata Română. Dacă ne referim numai la al doilea război mondial, putem sublinia câteva cifre care trebuie să rămână în memoria României. Pierderi umane, peste 1.100.000 de militari și civili, din care 315.000 uciși în timpul luptelor sau în lagărele de concentrare. Aniversăm astăzi Ziua Armatei Române și am deosebit apreciere să fiu alături de dumneavoastră la acest eveniment de mare amvergură pentru a marca și sublinia rolul important al Armatei Române, cât și colaborarea foarte bună cu instituția prefecturii. Doresc să adresez tuturor militarilor respectul și aprecierea față de sacrificii și devotamentul cu care vă faceți datoria, ceea ce pentru toate generațiile reprezintă cel mai bun exemplu de patriotism și slujire de țară. Armata Română deține un rol important în istoria și existența națiunii noastre, reprezintă una dintre instituțiile statului în care cetățenii României au cea mai mare încredere, garanția libertății, democrației și a securității naționale, instituție respectată chiar și din afara granițelor țării. După alocuțiuni și depunerea coroanelor de flori, manifestările s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare și prezentarea onorului.